Dragoșii mei, eu sunt Romina și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. În videoul de azi vom face împreună un review, un make-up review cu câteva produse de la Farmaci. Am câteva produse de make-up pe care m-am gândit să le testăm împreună și să vă spun părerea mea despre ele, să vă arăt cum funcționează, cum arată pe tenul meu. Dacă te-am făcut curioasă, atunci uită-te mai departe la video, dar înainte de a începe, nu uita să dai un like acestui video, să te abonezi canalului meu și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou. Am aici câteva produse de la Farmacy, o cutiuță cu câteva produse de la Farmacy. Produse care sunt necesare pentru machiaj. Am un fond de ten și anume fondul de ten Farmacy Makeup VFX Pro Camera Ready. Avem un mascara pentru sprâncene. Acesta este Brow Design Eyebrow Mascara de la Farmacy. Avem o mascara pentru gene. Aceasta este Zen Mascara, Extension Lash Mascara. Avem un eyeliner albastru metalic. Avem o paletă de make-up pentru față. Este 3-in-1 Face Palette. Avem o mini paletă și anume aceasta, care are 3 nuanțe drăguțe. Și avem aici 5 rujuri și vom alege rujul în funcție de cum iese machiajul. Însă înainte de a începe vreau să vă arăt că am primit zilele acestea un colet de la Farmacy România și ei vor să fie alături de noi să ne protejeze și să ne încurajeze să stăm în casă. Așa că mi-au trimis 3 produse drăguțe și anume un gel antibacterial. Și pentru că gelul antibacterial și dezinfectantele deteriorează mâna, mi-au trimis și o cremă de mâini și anume această cremă de mâini cu ulei de gălbenele. Și mi-au mai trimis un săpun pentru mâini cu ulei de argan și cafeină. Le mulțumesc pe această cale celor de la Farmacy că s-au gândit la mine și că vor să fiu protejată și să am mâinile curate. Chiar aveam nevoie de ele. Cred că sunt niște produse necesare și foarte accesibile pentru această perioadă, așa că vă recomand și vouă să le cumpărați. Și acum hai să trecem la treabă, însă nu înainte de a ne dezinfecta mâinile. Trebuie să vă gândiți la acest lucru și când vă machiați. E foarte important ca prima dată să vă dezinfectați mâinile, pentru că mâinile noastre urmează să le punem pe față, pe păr, pe produsele noastre de make-up și noi vrem să ținem microbii și virusul departe de noi. Așa că am să iau acest gel antibacterial, am să pun puțin în palmă, nu foarte mult, trec mâinile foarte bine și acum putem să trecem la treabă. Tenul meu este curat, l-am pregătit, l-am hidratat și tot ce îmi rămâne de făcut este să aplic acest fond de ten. Am să iau un burețel pe care pun fondul de ten. Sper să mi se potrivească nuanța, să nu am vreo surpriză că nu e chiar nuanța mea. Se pare că e puțin mai închis. Ok, nu m-am așteptat la asta pentru că în momentul în care l-am comandat, cred că eram puțin mai bronzată. Nu arată urât, însă am să-l deschid cu puțin fond de ten de la mine. Ce am observat eu și probabil că ați observat și voi este că acest fond de ten are o acoperire destul de mare. Și m-am gândit la acest lucru pentru că totuși este un fond de ten care se numește Camera Ready. Un fond de ten pentru aparatul foto necesită mai mare acoperire, adică dacă îți dorești să faci o ședință foto și machiajul tău trebuie să fie puțin mai intens, un machiaj mai bine finisat și mai bine aranjat ca să arate bine pe cameră. Am să aplic și puțină pudră pentru a fixa fondul de ten. Pot să zic că tenul meu arată destul de bine, îmi place puterea de acoperire acestui fond de ten. Cred că mi se potrivește nuanța, chiar dacă am fost nevoită să o deschid puțin, nu e nicio problemă. Mai fac asta cu fondurile mele de ten. Există și picuri special cu care poți să îți deschizi fondul de ten, deci nu e o problemă gravă, se rezolvă rapid.
și arată foarte frumos pe ten. Bun, și acum o să trecem mai departe și o să-mi fac puțin sprâncenele. Am să iau acest Brow Design Eyebrow Mascara și o să ne jucăm cu sprâncenele. Am uitat să vă spun că pentru acest make-up voi aborda un look cât se poate de natural, nu vreau nimic exagerat. Sincer, trebuie să recunosc că nu sunt extrem de încântată de acest produs. Nu arată rău, dar nu știu, e o culoare foarte ciudățică. Eu mi-am luat nuanța blond, dar nu știu, e așa foarte cărămizie. Din punctul meu de vedere, chiar dacă ești blondă, nu poți să folosești o culoare de genul. E nevoie de o culoare mai cenușie, spune eu. Asta e o culoare care se potrivește cu succes fetelor roșcate, probabil. Pentru mine nu e ce trebuie. Dar știți foarte bine că îmi păstrez părerea realistă și nu e un produs rău dacă ți se potrivește culoarea. Ca și formulă, parcă îmi place. Mi se pare că e o formulă bună, nu e foarte lichid, nu e nici foarte solid. Dacă aș fi luat probabil o culoare mai închisă, dar nu folosesc o culoare mult mai închisă, pentru mine nuanța blond trebuie să fie o nuanță de blond mai închis, un blond spre gri. Nu au această variantă, însă probabil că data viitoare am să cumpăr următoarea nuanță și anume brown, mă gândesc. Mergem mai departe și trecem la partea de obraz și o să folosim palețica aceasta care se numește 3-in-1 Face Palette. Am să iau o pensulă și am să încep să-mi fac conturul feței cu acest fard. O să zic că acesta este un bronzer care mi se potrivește foarte bine, mi se potrivește frumos nuanța. Ia uite ce frumos arată. Produsele care îmi plac și care mi se potrivesc, o să zic tot timpul că îmi plac și mi se potrivesc și nu pot să zic, știți foarte bine că nu pot să zic niciodată că îmi place ceva dacă nu îmi place. Și acum cu acest far de sprâncene, cu această mascară de sprâncene, nu pot să zic că nu îmi place, cât că nu mi se potrivește și nu-mi place nuanța. Cum am zis, probabil fetelor cu ten foarte deschis și păr roșcat. Bun, am să aplic blush-ul și anume acesta. Cred că palețica aceasta e foarte faină și arată foarte bine pe ten. Și o să iau și iluminatorul pe care îl pun în această zonă. Wow, ce pigmentat e! Nu m-am așteptat la așa ceva. Wow, wow! E foarte tare! E strălucire 100%. Wow, dar nu m-am așteptat. Sper că nu mi-am stricat machiajul cu prea mult produs. Wow, dar e foarte fain. Super. O să-l blendez bine. Se pare foarte interesant. O să iau o pensulă și o să-l blenduiesc. Așa, așa cum arată natural. Super tare! Asta e o chestie care se întâmplă dacă testezi pentru prima dată un produs. S-ar putea să fie prea mult, prea puțin. Asta e ideea de a încerca pentru prima dată ceva și a-ți spune părere. Bun, o să trecem mai departe la ochi și o să folosim palețica asta drăguță să vedem ce face și cum se descurcă. Dar o să fac un machiaj foarte simplu cu ea și o să iau prima nuanță, cea foarte deschisă, pe care am să o aplic pe toată pleoapa. Uite că e o nuanță foarte frumoasă și finuță.
Chiar arată bine. Facem același lucru și pe cealaltă treabă. Acum o să iau o altă pensulă și am să aplic pe toată pleoapa cumva această culoare. E un vișiniu bronz foarte drăguț. Sunt curioasă cât e de pigmentat. Wow, e foarte fain și pigmentat. Aplic așa foarte finuț. O să și blenduiesc cu celălalt fard. Îmi place. Aplic și pe cealaltă pleopă. Hai că mi se pare că arată chiar foarte frumos. O să iau o pensulă și am să blenduiesc foarte bine ce am făcut aici. Ia uitați ce frumos arată machiajul ochilor. Și pentru mai multă frumusețe și culoare am să adaug acest eyeliner, care este un eyeliner albastru metal. Wow, foarte frumos. Are o pensulă așa foarte subțire și precisă. Mi se pare că arată foarte frumos eyelinerul ăsta, îmi place chiar foarte mult. Îmi place foarte mult cum arată, mi se pare că e cel mai fain produs din toate pe care le-am testat până acum. Îmi place foarte mult eyelinerul albastru, eyelinerul colorat în general și cred că îmi stă și bine. Bun, mai departe am să folosesc această mascara, Zen Mascara. Hai să vedem dacă mă face să fiu zen sau nu. Deci după prima aplicare aș putea să spun că îmi place foarte mult această mascara. Mi-a lungit foarte tare genele, puteți să vedeți și voi acest lucru. Și arată foarte, foarte bine. Hai să facem și celălalt ochi, să vedem cum arată și vă spun mai multe după. Acesta e efectul final de la mascara. O să iau și un ruj și o să aplic nuanța 204 pentru că îmi place foarte mult nuanța asta și o nuanță foarte naturală și drăguță. Așa arată și buzele mele și cam ăsta e machiajul final. Și mi se pare că machiajul arată destul de bine. Și acesta a fost videoul meu de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Acestea sunt produsele pe care le-am încercat și părerea mea despre ele. Sper să vă fie de folos. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să-i dai un like, să te abonezi canalului meu și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou. Eu te pup și ne vedem data viitoare. Până atunci, stay safe și stai în casă!